Vă propun astăzi să ne uităm din nou la un subiect foarte important legat de mântuire și sfințenie și vom privi la un clip, o predică a fratelui Petru Lascău la cea de-a 48-a Convenție Pentecostală a Bisericilor Române din America. Repet cum am spus și în primul episod, suntem chemați să discernem lucrurile, să analizăm, să cercetăm și să punem totul în lumina Scripturii și vă recomand să fiți ca și credincioșii din Berea care chiar și pe Apostolul Pavel îl verificau în ceea ce spunea și Apostolul Pavel nu a fost absolut deloc ofensat că acești oameni verificau toate afirmațiile lui în lumina cuvântului lui Dumnezeu care era revelat până la vremea respectivă. Printre altele, vă recomand să vă uitați la punctul 3 al acestei predici, în care fratele vorbește despre problema sfințeniei în bisericile românești. Din punctul meu de vedere, face o analiză excepțională, așa că sunt foarte multe lucruri extrem de bune pe care le spune în predica asta, o analiză foarte bună a situației bisericilor românești. Așadar, nu am nicio problemă împotriva dumnealui, împotriva bisericii lui, denominației lui, trecutului lui, caracterului lui, funcțiilor lui, nu știu exact ce funcție anume ocupă în cult și așa mai departe. Mă refer strict la o porțiune din acest clip în care, din punctul meu de vedere, fratele Petru Lascău se face vinovat de falsificarea istoriei, preluând idei similare, dacă nu chiar s-a inspirat direct de la fratele Iosif Țon cu privire la perspectiva pe care acesta o are în legătură cu persoana lui Pelagius și a lui Augustin. Haideți să ascultăm o porțiune. Pe la anul 400, la Roma, a venit un călugăr englez pe nume Pelagius, care a fost scandalizat de modul deșanțat în care trăiau creștinii din Roma. Nici un pic de morală, nici un pic de maniere. Și a început să predice împotriva păcatului și a lipsei de sfințenie din Biserica Romei. Bun. Asta este tot ce spune de Pelagius. Că Pelagius era un om care iubea sfințenia și care vroia să vadă sfințenia în Biserica Romei. Nu contest lucrul acesta. Însă trebuie să știți că cu câteva excepții notabile, majoritatea predicatorilor, majoritatea teologilor, majoritatea celor care studiază patristica bisericii, învățăturile, scrierile părinților bisericii, sunt de acord că Pelagius a fost un eretic. Pelagius a fost condamnat ca eretic de către biserică. Pelagius a susținut niște învățături nu eronate, ci eretice. Acum să vii să aduci într-o predică, la o convenție a unei mișcări întregi pentecostală în cazul acesta și să-l dai exemplu pozitiv pe Pelagius, care a fost un eretic și să nu spui absolut nimic despre ereziile de care el s-a făcut vinovat, din punctul meu de vedere, este o falsificare grosolană, gravă a istoriei. Omul acesta n-a crezut în păcatul original. Omul acesta n-a crezut că harul este neapărat necesar pentru sfințenie. Omul acesta n-a crezut că voința omului căzut în păcat, despărțit de Dumnezeu, este roabă. Omul acesta a crezut că păcatul se preia doar prin exemplu, uitându-te la unul și la altul. Și multe alte lucruri pe care le puteți studia singur și le puteți căuta și le puteți verifica fără ca să aveți sentimentul că, într-un fel, vă induc anumite idei personale despre Pelagius. Studiați să vedeți că asta este realitatea. Omul a fost un eretic. Să vii să spui că pentru că el a căutat sfințenia, este un model pentru noi și este un exemplu demn de urcat, de urmat, este cu totul greșit. Sunt atâția oameni sfinți în istoria bisericii pe care putea să-i dea exemplu. Oameni sfinți care au avut și o învățătură sănătoasă. Sfânta Scriptură spune că este o învățătură care duce la evlavie. Și întrebarea mea pentru fratele Petru Lascău ar fi în felul următor. Dacă Pelagius a fost un om evlavios și a predicat evlavia, dumnealui preia și învățăturile eretice ale lui Pelagius?
Pentru că, repet, Scriptura vorbește despre o învățătură care duce la evlavie. Dacă Pelagius a predicat evlavia și a trăit evlavios, înseamnă că și învățătura lui a fost bună, nu? Și întreb eu, la convenția asta, a promovat și a predicat implicit nu doar căutarea lui Pelagius după evlavie, ci și învățătura și ereziile lui Pelagius? Dacă da, ar trebui să spună deschis lucrul ăsta. Și din punctul meu de vedere, asta a făcut, ne spunând nimic despre ereziile grave pe care omul acesta le-a predicat și despre faptul că a fost condamnat ca un eretic. Apoi, fratele face câteva afirmații despre Augustin. Să le ascultăm. A sărit imediat în apărarea bisericii sale Augustin, pe care noi îl numim Sfânt, și personal regret că îl numim Sfânt, pentru că omul acesta a făcut mare pagubă sfințenii. În primul rând, Augustin a sărit în apărarea bisericii. Augustin a sărit în apărarea învățăturii Scripturii. Asta este primul lucru. În al doilea rând, Augustin a atacat ereziile lui Pelagius. A intrat într-o confruntare frontală cu Pelagius. Cu învățătura lui Pelagius, care spunea că omul nu se naște în păcat, că omul nu depinde total de harul lui Dumnezeu pentru sfințenie, ci ce este într-adevăr o erezie. Împotriva la lucrurile astea s-a pornit Augustin. Și este foarte interesant, lucru care mă deranjează enorm la predica fratelui, este că el prezintă pe Pelagius și pe Augustin imediat în contextul învățăturii nicolaiților care trăiau în păcat și care promovau trăirea în păcat. Cu alte cuvinte, Augustin era un fel de nicolait, unul care a făcut rău bisericii, unul care a încurajat trăirea în păcat. Care sunt argumentele? Argumentele sunt enumerate în felul următor. I-au zis ce a spus Augustin. El a spus cam așa, nu pot să fie oamenii sfinți. Este imposibil, pentru că omul se naște corupt total. El nu are nici voință și nici putere să trăiască în sfințenie. El este faimos. Haideți să analizăm afirmațiile pe care fratele Petru Lascău le atribuie lui Augustin. Augustin a spus că omul se naște în păcat. Care e problema cu afirmația asta? David spune, ne naștem în păcat. Iov spune că nu poate să iasă dintr-o ființă necurată un om curat. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 3, că suntem din fire, prin natură, copii ai mâniei. Pavel spune în Romani că moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că nimic bun nu locuiește noi, adică în firea noastră pământească. Unde e greșeala afirmației că ne naștem în păcat? Unii îi iasă o afirmație greșită? Asta pare să spună. Îl laudă pe Pelagius și spune că Augustin a fost un inamic al sfințeniei bisericii pentru că a spus că omul se naște în păcat. Asta spune Biblia. În al doilea rând, a doua afirmație pe care o face este că Augustin a spus că omul nu poate trăi în sfințenie. Care e greșeala în afirmația asta? Poate omul trăi în sfințenie fără harul și fără puterea lui Dumnezeu? Personal am citit mai multe tratate ale lui Augustin și l-aș întreba pe fratele Petru Lascău dacă a citit măcar 50 de pagini din ceea ce a scris Augustin. Este unul dintre teologii de bază ai bisericii care a fost cel mai aproape de teologia evanghelică protestantă. Pe învățătura lui Augustin, predicată și scrisă la anii 400, se construiește majoritatea teologiei legată de mântuire și de sfințenie a bisericilor evanghelice protestante. Dacă fratele nu mai este protestant sau evanghelic sau neoprotestant, ci este pelagian, să ne spune deschis lucrul acesta și să spune deschis bisericii pentecostale. Da? Deci Augustin a spus că omul nu poate trăi prin sine însuși în sfințenie. Și asta spune Sfânta Scriptură. Nu asta spune Domnul Iisus, câte o sumedenie de versete avem în Sfânta Scriptură. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nimic bun, că rău putem să facem despărțiți de Hristos. Pavel spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Adică nici măcar voința, nici înfăptuirea nu le avem de la noi. Tot Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, ultimele versete din capitolul 1, că Dumnezeu este acela care
lucrează în noi sau împlinește în noi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dorințele noastre, voința noastră, faptele credinței noastre, toate sunt lucrate de Dumnezeu în noi. Întreb și eu, este acesta un mod biblic de a promova sfințenia, să spui că omul poate să trăiască în sfințenie? Nu, omul nu poate să trăiască în sfințenie fără Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, fără lucrarea Duhului Sfânt. Asta este învățătura Scripturii, asta a fost învățătura lui Augustin. Ce, din nou, ce mai spune despre Augustin? Ascultăm de la capăt. A sărit imediat în apărare și personal regret că îl numim sfânt, pentru că omul acesta a făcut mare pagubă sfințenii. El a spus cam așa, nu pot să fie oameni sfinți. Este imposibil, pentru că omul se naște corupt total. El nu are nici voință și nici putere să trăiască. Da, nu are nici voință, nici putere, pentru că Scriptura spune că voința și puterea de a trăi în sfințenie vine de la Dumnezeu. Unde e greșeala? În sfințenie. El este faimos, Augustin, prin afirmația aceea, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Practic așa făceau și ei, spuneau că îl iubeau pe Domnul și făceau ce vreau. Fiți atenți, Augustin nu spune, spune că îl iubești pe Dumnezeu și fă ce vrei. Augustin spune, iubește-L în mod real pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Nu asta spune și Sfânta Scriptură, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce dorește inima ta. De ce? Pentru că în momentul în care Dumnezeu este desfătarea ta, în momentul în care Dumnezeu este centrul vieții tale, în momentul în care viața ta gravitează în jurul Dumnezeu, în momentul în care îți definești întreaga viață prin Dumnezeu, normal că ceea ce tu vei dori este conform cu caracterul, cu natura și cu voia lui Dumnezeu. Augustin n-a făcut decât să reproducă în alte cuvinte ceea ce spune psalmistul și ceea ce spune Sfânta Scriptură. Când îl iubești pe Dumnezeu, ceea ce dorești este în conformitate cu caracterul și cu voia lui Dumnezeu. Nu este absolut nicio greșeală teologică în ceea ce a spus Augustin. Niciun fel de greșeală teologică. Dar vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Când vorbește despre Pelagius, auziți ce spune că a observat Pelagius în biserică. Nici un pic de morală, nici un pic de maniere. Și a început să predice împotriva păcatului și... Deci, Pelagius n-a văzut niciun fel de morală, niciun fel de maniere. Asta trebuie să căutăm noi în biserică, morală și maniere. Asta este problema bisericii. Că nu înțelege că sfințenia este ceva care pornește din nașterea din nou, din lăuntru nostru. Nu are nicio treabă cu morala și manierele. Sunt oameni din lume educați bine, care au morală și au maniere. Nu asta trebuie să facă biserica. Biserica nu trebuie să facă ceva ce poate face lumea. Un credincios născut din nou, prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt, nu trebuie să fie moral și manierat. El trebuie să fie sfânt. El trebuie să fie născut din nou. Ceea ce este cu totul și cu totul diferit. Cu totul și cu totul diferit. Depănând istoria, prezentând-o așa în larg, ajunge la reformatori, la Luther și la Calvin. Haideți să vedem ce spune despre Calvin. Și apoi reforma ne-a învățat, mai ales prin Calvin, că este imposibil să fim sfinți, pentru că... Da, prin noi înșine este imposibil să fim sfinți, pentru că... Ne naștem totalmente corupți în firea noastră și nu avem nici voință și nici puterea să trăim o viață sfântă. Exact aceleași afirmații. Da, nu avem nici voință, nici înfăptuire, nici dorință fără ajutorul lui Dumnezeu ca să trăim în sfințenie. Unii greșeala. Este o erezie să spui că ai voință, putere, dorință să trăiești în sfințenie fără Dumnezeu. Este o erezie, este contrar Sfintei Scripturi. Despărțiți de El nu putem face nimic. El lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea. El lucrează în noi și împlinește în noi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. El este acela care ne-a pregătit toate faptele bune mai dinainte ca să umblăm în ele. Calvin zice că a spus că ne naștem în păcat, suntem totalmente corupți. La ce s-a referit Calvin? Vă pot da citate cu duiumul. Calvin s-a referit specific la faptul că mintea noastră, voința noastră, sentimentele noastre, conștiința noastră este afectată de păcat într-o asemenea măsură încât ele nu sunt distruse, dar sunt înclinate spre păcat, sunt iubitoare de păcat, se bălăcesc în păcat și nu doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Scriptura ne arată foarte clar că noi, în firea noastră pământească, nu locuiește nimic bun.
Este imposibilă sfințirea prin noi înșine. Ce înseamnă și să îndepărtezi omul de sfințire. Dacă îl faci pe om să creadă că poate trăi în sfințire, nu faci decât să-l înșeli. Omul nu poate trăi în sfințire. Omul trebuie adus întâi la o stare de epuizare și de disperare să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate să facă nimic. Abia atunci va capitula, va ceda la picioarele Domnului Iisus Hristos. Abia atunci va striga disperat la Dumnezeu după ajutor când înțelege că prin el însuși nu poate să facă nimic. Din punctul meu de vedere, în prima parte a predicii sale, Petru Lascău nu face decât să îndepărteze oamenii de sfințenie, deși sunt sigur că intenția sinceră a inimii lui este să promoveze sfințenia. Dar promova sfințenia nu înseamnă să spui oamenilor care nu pot trăi în sfințenie, înșelându-i că ei pot trăi în sfințenie, când ei de fapt nu pot trăi în sfințenie, pentru că Biblia spune că nu pot trăi în sfințenie până când sunt născuți din nou, locuiți de Duhul Sfânt, umpluți de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt și într-o conexiune totală, continuă cu Domnul Iisus Hristos, pentru că despărțiți de El nu putem face absolut nimic. Totuși, în 1700 au venit în America și au uitat imediat metodiștii să fie sfinți. Deci începe să vorbească după reformatori despre mișcarea wesleyană, mișcarea metodistă, care a mers într-o oarecare măsură pe urmele lui Pelagius, dar fără a fi eretică. Ei au acceptat doctrinile evanghelice ale nașterii în păcat, ale faptului că depindem total de Dumnezeu în sfințenie, au avut unele probleme doctrinare, dar s-au încadrat în spectru protestant, evanghelic. Bun, ajunge la metodiști și spune că metodiștii s-au dus în America și în America, citez, au uitat de sfințenie. Și întrebarea mea este, domnule, dacă metodiștii n-au fost nici calviniști, nici luterani, nici augustinieni, da? Care, după părerea dumnealui, au fost împotriva sfințeniei. Cum de-au uitat metodiștii de sfințenie? Așadar, deci problema nu este în învățătura lui Calvin, al lui Augustin sau al lui Luther. Că dacă ar fi problema acolo, cum de-au uitat metodiștii care aveau metode pentru sfințenie? Îi ridică în slăvi în predica asta. Metodiștii wesleyeni au avut metode pentru sfințenie, au fost sfinți. Dar când s-au dus în America, au uitat, domnule, pur și simplu de sfințenie. Cum au uitat de sfințenie, dacă aveau învățătura corectă? Deci problema nu este, așadar, învățătura protestantă a lui Luther, a lui Calvin, a lui Augustin despre sfințenie. Altfel, metodiștii ar fi fost și totdeauna sfinți. Și sărim câteva minute care nu sunt importante pentru mine, puteți să le ascultați. La minutul 12 unde vorbește despre siguranța mântuirii sau securitatea eternă. Auziți ce spune fratele. Biserica a îmbrățișat o nouă formă de nicolaism. Când predicăm securitatea eternă. Securitatea eternă ce înseamnă? Siguranța mântuirii, da? Asta este o formă de nicolaism. Fratele spune că dacă ai siguranța mântuirii, este o formă de nicolaism, adică lucrul acesta te duce la păcat. Acum avem o problemă foarte mare cu ceea ce spune Scriptura despre lucrul acesta. Când Domnul Iisus, când Pavel ne lasă promisiuni că suntem mântuiți, cine crede are viața veșnică. Omul are securitatea eternă, adică siguranța vieții veșnică. Așa a spus Hristos, crezi ai viața veșnică. Asta înseamnă nicolaism? Fratele meu, asta înseamnă nicolaism? Înseamnă că Iisus Hristos a fost nicolaist. Asta înseamnă că Pavel a fost nicolaist. Cel care a început această bună lucrare în voi, sunt încredințat că o va duce la bun sfârșit. Le dă siguranța că lucrarea lui Dumnezeu va fi încheiată în ei unor oameni care aveau o grămadă de probleme în biserică. Citiți cartea 1 Corinteni. Pavel predică acolo securitatea eternă. Pavel predică securitatea eternă și în cazul curvarului din Corint, care trăia cu nevasta lui taică-su și Pavel spune că a dat trupul lui pe mâna satanei ca duhul lui să fie mântuit. Predică securitatea eternă. A predica securitatea eternă duce la păcat înseamnă că Pavel, Domnul Iisus, au fost nicolaiți. Cine crede în mine are viața veșnică. Asta e securitatea eternă. Deci la propriu nu înțeleg, fratele dă în lacrimi la punctul ăsta, nu înțeleg din ce motiv. Securitatea eternă este o învățătură biblică, siguranța mântuirii. Dar motivul pentru care înțeleg de ce respinge învățătura asta este pentru că o caricaturizează și a învățat-o în mod greșit. Eu nu spun că nu sunt grupuri în America de oameni care cred o perspectivă sau o perspectivă greșită sau o doctrină greșită despre securitatea eternă. Dar securitatea eternă este o învățătură biblică. Haideți să vedem ce spune în continuare despre ea. Puteți să faceți ce vreți. Nu ne mai putem pierde mântuirea. Nu. Ia auziți. Nu mai contează cum trăiești. Puteți să faceți tot ce vreți, nu mai contează cum trăiești. Afirmațiile astea nu sunt în Sfânta Scriptură. Pavel, după ce predică siguranța mântuirii, Pavel spune
să păcătuim ca să mulțească harul. Nici vorba de așa ceva. De ce? Pentru că noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Cu alte cuvinte, doctrina siguranței mântuirii merge mână în mână cu doctrina nașterii din nou. Merge mână în mână cu doctrina morții față de păcat. Merge mână în mână cu doctrina învierii la o viață nouă. Dacă eu am murit față de păcat, cum să mă trăiesc în păcat? În ce fel siguranța mântuirii mă poate face să trăiesc în păcat dacă eu am murit față de păcat? Dacă sunt, cum spune Pavel, izbăvit de păcat, eliberat de păcat, scos de sub robia păcatului, dacă sunt în robia neprihănirii, în ce fel siguranța mântuirii mă împinge la păcat? Sub nicio formă. Sub nicio formă, eu sunt născut din nou. Siguranța mântuirii poate să-l facă pe un om să spună: a, pot să trăiesc cum vreau eu, nu mai contează, doar dacă nu este născut din nou. Și motivul pentru care cred eu că atâția predicatori spun oamenilor: vă puteți pierde mântuirea, nu aveți siguranța mântuirii, este pentru că oamenii aceia nu sunt născuți din nou. Și pot să fie ținuți în biserică, ca în biserica ortodoxă, ca în biserica catolică, numai prin frică și teroare. Te duci în iad, vezi că îți pierzi mântuirea. Nu e sigur dacă ești mântuit. Și îi ține în șac pe oameni, pentru că oamenii n-ar sta în nici un alt mod în standarde moralității trasate de biserica respectivă. Dar asta nu este sfințenie. Asta nu este naștere din nou. Asta nu este lucrarea Duhului Sfânt. O lucrare bazată pe teroare și pe frică. O lucrare bazată pe frica că te duci în iad, o lucrare bazată că ieși din favorul lui Dumnezeu, că îți pierzi mântuirea. Care mai este diferența între noi și catolici și ortodoxi? Ei nu au siguranța mântuirii, noi nu avem siguranța mântuirii. Ei nu cred că sunt mântuiți, noi nu credem că suntem mântuiți. Ei nu pot să fie siguri de mântuirea lor, noi nu putem să fim siguri de mântuirea lor. Asta a fost una dintre diferențele fundamentale dintre evanghelici, neoprotestani și catolici sau ortodoxi. Ei nu au siguranța mântuirii, noi avem. Și noi spunem pe baza Sfintei Scripturi, prin har ați fost la timpul trecut mântuiți. Și sunt atâtea pasaje în Sfânta Scriptură. Repet, siguranța mântuirii pusă împreună cu doctrina nașterii din nou, cu doctrina sănătoasă a locuirii Duhului Sfânt, Duhului Sfânt în noi, în nici un fel nu poate duce la păcat. Pentru că este predicată de Domnul Iisus, este predicată de Apostolul Pavel. Sunt creștini care predică Evanghelie cam așa: la răpire o să fie unitare triști și necăjiți că Domnul o să ia din brațele prostituatelor, o să-i răpească de prin birturi, de prin șanțuri și o să fie foarte deranjați. Dar o să ia Domnul, că dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu mai poți să-ți pierzi calitatea asta niciodată. Aici este la propriu bajocorire. La propriu bajocorire. Întrebarea mea este: cum poți să fii copilul lui Dumnezeu și să fii în brațele unei prostituate? Cum să fii, poți să fii copilul lui Dumnezeu să fii într-un șanț? Noi vedem foarte clar în Sfânta Scriptură, un om care este copilul lui Dumnezeu și începe să păcătuiască în mod constant, este disciplinat de Dumnezeu ca să-l scoată din cercul ăsta vicios al păcatului. Așa că nu există un copil al lui Dumnezeu care să stea în brațele prostituatelor și să stea în șanț și să stea cu hoții și să trăiască în felul acesta și să-i pară rău că la răpire o să fie dus în cer. Nu există un asemenea. Cei care sunt aleși lui Dumnezeu și care nu își pierd mântuirea, pentru că Biblia nu învață nicăieri lucrul acesta, sunt oameni care sunt aleși să trăiască în sfințenie. Sunt oameni în care Dumnezeu lucrează sfințenia. Sunt oameni în care Dumnezeu se asigură că va lucra sfințenia indiferent de costuri. Dumnezeu va face orice. Dumnezeu îl trimite în pântecele unui pește, Dumnezeu îi nimicește trupul, Dumnezeu îl dă pe mâna satanei în privința trupului său, da? Dumnezeu îi dă cele mai grave boli posibile și imposibile, Dumnezeu trimite necazuri peste el, Dumnezeu face ceea ce el știe că funcționează pentru omul respectiv ca să nu trăiască în păcat. Nu există așa ceva ca un copil al lui Dumnezeu care să trăiască continuu în păcat. Învățătura asta este o caricaturizare. Eu nu spun că nu sunt unii care ar spune nu știu pe unde chestia asta, dar doctrina siguranței mântuirii nu spune că poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, fără niciun fel de problemă, stai în brațele prostituatei și la răpire Domnul te ia acasă. Nu. Și învățătura siguranței eternei spune că mântuirea nu se poate pierde, ești sigur în brațele Domnului, ești păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în zilele de apoi, da? Dar în același timp Dumnezeu se asigură că El va lucra, va produce sfințenia în viața ta. În final, vă recomand să ascultați următorul punct, care e foarte practic și benefic pentru bisericile românești în mod special. Aveți multe lucruri de învățat din predica asta, dar consider că porțiunea asta de predică este o falsificare a istoriei în privința exemplului lui Pelagius, Augustin și apoi Luther și Calvin.
o nerecunoștință profundă, crasă, cu privire la lumina Evangheliei pe care Dumnezeu a adus-o după sute de ani prin reformatori în Europa de vest. Deci este inacceptabil ca predicator, ca om care studiază istoria, să faci asemenea afirmații și să nu recunoști că faptul că noi astăzi suntem neoprotestanți sau evanghelici se datorează și acestor oameni și, în ultimă instanță, bineînțeles, lui Dumnezeu. Și, în ultimul rând, este o caricaturizare grosolană, nu a calvinismului, ci a învățăturilor Scripturii, cu privire la nașterea din nou, cu privire la dependența noastră totală de Dumnezeu în a trăi în sfințenie, cu privire la siguranța mântuirii, siguranța vieții veșnice. De aceea vă invit, ascultați din nou porțiunea asta de predică și puneți-o în lumina Sfintei Scripturii.